Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog, fraților! Astăzi, dacă vă întrebați de ce stau cu laptopul în brațe, ei bine, astăzi vom reacționa la primul meu vlog, pentru că tot astăzi împlinesc un an de când fac YouTube, adică pe data de 8 m-am apucat de YouTube, 8 aprilie, anul 2020. Dacă tot am împlinit astăzi un an de YouTube, chiar vreau să reacționez, să văd evoluția mea de la... sau cum văd eu evoluția mea, pentru că eu trebuie să mă văd... Vezi dacă te-ai schimbat. Vreau să văd cum era Danu acum un an pe cameră și cum este Danu astăzi în fața voastră. Te schimb de la vlog la vlog, zic eu. Zici că așa... Da. Bă, da, dar imaginează-ți că impactul e foarte mare de la un an la altul, că de la vlog la vlog e mai ușor. La un an la altul, da, de la vlog la vlog nu, dar cu timpul toată lumea se schimbă. Cu siguranță. Hai să vedem. Dar ce a fost pe un vlog a tău, că nici nu mai știu. Un fel de... Ideea e că tot aici este, pe această canapea. E un fel de interviu, așa, te erai în spatele camerei, mă întrebai cine ești, cum te cheam, câți ani ai, chestii genul ăsta simpliste. Erau super simpliste, dar mi-aduc aminte și acum. El era săracă speriat și zici că stătea unul cu un topor deasupra capului. Băi, nu știam să vorbesc. Băi, ce vedeți voi aici, nu-i primul vlog, că primul vlog s-a filmat de 16 ori până a ieșit ăsta. Adică am stat pentru un vlog de 2 minute, 3 ore. Gata? Fale și fața mea. Cum adică? Ai fața la fel. Bă, nu mă, că se vede uite pe fața mea. Băi, să-mi aduc aminte tapetul meu aici. Mă, chiar că băi, tapetul vechi, bă, da. Da, se vede pe fața mea că era încrispat ea. Și iată-mi, bă, da, că îi dau play. Yeah. Salut! Ăsta este primul vlog de pe canalul meu. Așa făcea cu mâine. Nu, dar nu trebuie. Zic, eram... Ăsta este primul vlog al meu. Pe canal. Bă, știi când mi-a luat vreo 10 episoade, da, vreo 10 vloguri ca să scap. I-am dat telecomanda în mână să stea așa. Steam așa cu mâinile pe încerc, încercam să... Dar singura chestia care o remarc eu acum era faptul că încercam să fiu ventrilog, nu prea deschideam gura. Vorbeam așa, zălut, zălut. Da, erai crispat așa. Era super crispat. Ia să vedem în continuare. În acest vlog veți afla mai multe chestii despre mine, întrebări personale. Puteți să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook. Aici, dacă se observă, Sergiu, stăteam să vedea în cameră. Da, crezi că ți-o, dar nu ți-o. Nu, Sergiu, să vedeam pe telefon. În butonul de 100.000 stătea așa pe telefon și se vede și el acolo. Și bine, nu mai zic că au râs de mine din spatele camerei. Ele erau buni de păstrat, filmările alea erau buni de păstrat și de pus acum. O să le aveți în descriere. Pentru mai multe lucruri, dacă vreți să aflați despre mine, puteți să o să în secțiunea de comentarii. Nu știu, poate nu regăsiți întrebările voastre în acest videoclip. Probabil mulți dintre voi să recunoașteți fundalul din spatele meu. Aceste două butoane sunt ale unui prieten care face YouTube de... Bă, era pandemie, mă! Băi, ce mă acuz fraierul pe nedrept! Da, nu era prin... N-aveam ce să adevăr, fac! Că nici eu nu eram atunci, ce să mai zic... Mi-aduc aminte că aici... Eram întuns de două luni și mă tunsese și tu pe hol într-o seară... Pe o mașină care mă fac eu cu ea pe picioare, vreau să zic... Bă, nu mai puteam... Ca să nu mai zic în altă parte, că eu nu mai am nicio sculă din asta de tuns, le-am dat pe toate... Am ajuns... Am păstrat o mașină cu care mai îmi fac eu așa... Chestii. Acum am ajuns la... Nu știu dacă i-am zis asta pe camera atunci, dar l-am tuns cu aia, a doua zi aveam mai bun în cap. Am ajuns în stadiu în care am acceptat și chestia asta. Eu țin minte că era mașina ta de epilat. Nu știam de zonele adiacente. M-am făcut și eu la anumite zone cu ea, acum ce vrei. Băi, dar efectiv, cred că și atunci dacă îmi spuneai, băi, vezi că cu tare. Da, frate, tu unde mă, că nu mă interesează, dar îmi dădeai pe aici, pe la asta, nu dădeam pe la gură, îmi fai cum stați. Am luat puțin păr, așa. Da, oricum, asta e scuza că era pandemie și erau închise toate. Foarte mult timp, nu sunt ale mele, eu doar filmez, aici și atât. Adică, aici prezentam setup-ul cum ar veni. Avem, avem, dar n-avem. Olteanu Cornel Daniel. Da, mă, noi aveam tot felul de... Da, mă, aveai de astea de gate-ul. Cum, mă, prostule? Nu, mă, aveam tot felul de ticuri pentru că eram super emoționat. Când te-ai născut? 1997, pe 30 iulie. Da, când te duci la armată și zicea Olteanu Cornel Daniel, trebuie să depuneți vreo jurați. Da, jur că respect și fac tot. Știi cum mi se pare mie primul meu vlog? Știi, acum nu râd, Doamne ferește, nu vreau să se întâmple niciodată așa ceva. Îți mai aduce aminte de știrile alea când erau alții ostate și luați și stau așa aici, da, cu armele la cap, cu două AK-uri din alea la cap, așa, și zicea cu întâi eu, de lungul în lăniu. Așa, chiar. Și câți ani? Dați recompensa, să vin și eu viu acasă. Exact așa văd eu vlogul ăsta, pe bune. Ce hobby-uri ai? Fotbal, în principal, și mașină. Unde lucrezi? Momentan lucrez la un magazin de lucruri. Băi, dar acum l-a dat afară, ce ți mai s-a apucat de vlog. Băi, eu mor cum nu deschideam gură, vorbește larg cu toți dinții, că nu te înțelegi nimeni, nu știu ce s-a uitat. Era frică, bă.
Mi-era, băi, zic, fii atent că se uită lumea, băi, nu mai e nu mai e Caterin că de acum a zis, gata. Ia și mai mare smac? Câine, că trebuie dovat în trei. Ce n-asta? Bișon și doi bocuri. Hai, că am zis eu așa de la mine. Asta curat, dacă nu știam ce să mai zic. Și veni la un moment dat, dar tu n-ai filmarea, nu mai ai filmarea cum ar fi originală, că la un moment dat eu îi spuneam noi căcaturi de întrebări din mintea mea la mișto. Întrebam așa, aiurea, cât porți la șosete, că nu mai prostii, dar astea nu s-au mai pus. Le-am pus numai pe alea. Și bine că vlogul ăsta se uita tot de tine. Da. Deci primele șapte vloguri, cam așa mi-aduc eu aminte. Da, vreo șapte vloguri am editat eu ăla la început. Era mândru de mine că am editat eu un vlog și se desese viral ăla, primul meu vlog viral. De la 8.000 de vizualizări îmi făcuse și mie, 30.000 și mamă, uite așa eram, numai pe aici mergeam pe-n casă, numai așa mergeam. Da, le-am editat ca să înveți, adică stătea lângă mine și o editam și ziceam, da aici, faci aici, uite exact, așa. Era un domeniu nou pentru mine și nu știam. Liber. Să mai la film. Ce jocuri îți plac? Băi, trebuia și mai avea din astea, cum atingere. Era făcut. Nu mă, acum le arătam. Aveam, tot timpul aveam tendința să fac... Trai în palmă și te ștergeai. Pe lângă chestia asta, dar simțeam nevoia să fac ceva. Să pui una pe un picior de băiet. Băi, nu înțeleg. Avea senzația că stau așa mort. Și trebuia să faci. Avea senzația că dacă dau din mine, sunt mai interesant. Da, erai, dai. Sau laptop. PC, FIFA, special. Ce? I-am zis PC sau laptop, eu zic PC, FIFA, dar stai așa o leacă. Am de jocuri că nu știu. Ia să vedem, mai e o leacă. Bine, acum stai, eu râd el, dar dacă vă uitați la primele vloguri ale mele, trebuia să fac... zicem noi, că ne-am uitat noi și am râs înainte de asta. N-am ce să zic, sincer, vă zic, eram, nu că... Nu știu, dar nu știu, bine, nu că acum sunt... La nu știu ce nivel, da, atunci vreau altfel, să zic, gura, altfel, era nou ești... pentru mine. Eu vreau să zic înainte, mi-era rușine să fac o poză așa, eu o poză, să-mi fac o poză, să o pun pe internet. Dar apoi să mă filmez, să uite, să aibă acces toată lumea să vadă video-ul ăla, mamă. Când am început chestia asta, mă duceam acasă, ca asta nu știi, mă duceam acasă și mă filmam cu telefonul, da. Ca să capăt experiențe cum ar veni, știi? Total, un fiasco total, un eșec total. Băi, dădeam drumul la cameră și aceeași treabă, băi, nu înțelegeam. Eu mai vorbeam așa până o glindă cu mine. Băi, nu, gen, dădeam drumul la cameră și mi stăia tot. Zic, băi, nu există, nu știu să vorbesc. Nu știu să... Dacă ai camera închisă, zici, gata, mă, asta, zic așa. Când ai dat drumul, în mintea exact ta, așa. În mintea ta se întâmplă ceva, în mintea ta zici... Bă, se filmează, se face ceva, știi? Și atunci obiectivul ăla e pe tine, așa, și ceva de cineva, s-a terminat tot, shutdown, direct. Ce gen de muzică asculți? Manele. Dacă observați o chestie foarte importantă, pe tot parcursul clipului, dacă vă uitați, sunt foarte multe tăieturi. Asta ce înseamnă? Că repetat de 100 de ori răspunsul. Deci ca să vă dați seama. La un vlog de 2 minute, cred că adică are 100 de tăieturi. Bine, nu 100, dar 50 are, cred că. Multe rău tare, băieți. Și pentru 2 minute sunt multe tăieturi. N-ar trebui să ai atât, să ai, nu știu, 4 tăieturi, să zic. Corect. Păi, vă dau un exemplu. Ori ziceam eu, băi, ești prea serios. Da, era întrebarea și venea răspunsul. Și ziceam... Negru și albastru și nu-i bine, nu-i bine, ba dar nu-i bine, trebuie să zic din nou. Aici, apunte înapoi și iar zic. Acesta a fost videoclipul, după cum v-ați spus și la început, puteți să-mi spuneți în secțiunea. Și așa era transpirat-o pe spate, avea așa o pată. Și aici și canapeaua era ud. De multe ori am primit întrebarea cu cum te-ai apucat de vlog și ce te-a inspirat să faci asta. Și eu mereu le-am zis că în pandemie s-a întâmplat toată chestia asta pentru că am avut timp liber și așa. Dar mai ții minte că venea la vlogurile tale, terminai tu de filmat. Și imediat cum închidea camera, începea cu miștorile și el șterge. Băi, Dan, imaginează-ți că tu faci vlog. Tu ai începe, deci acum am terminat eu și încep tu vlogul. Ia prezint, începe, fă un intro, fă ceva. Da, știu ce ziceai. Nu, frate, că eu n-am nevoie, nu fac eu asta. Da, mă, nu. Ia uite acum. Da, după un an de zile, 186.000 adică de abonați. Adică niciodată să nu spuneți niciodată la ceva. Asta am învățat-o și eu. După 3 luni de vlog mi-a dat demisia și când mi-a dat demisia, ba, Dan, munceam în fiecare zi. Ia să vedem. Comentarii, alte întrebări, alte curiozități. Și o să le aflați în partea a doua după ce o să strângeți un număr de întrebări pentru mine. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pe Facebook, le aveți în descriere, după cum am spus și la început. Și ne vedem data viitoare. Pa! Ați văzut cum a făcut la urmă, ca și cum să moară, mă, s-a bine că am terminat. A fost... Și când în sfârșit am terminat. Pa! A fost că... Pa! Zici că am tras la plug o săptămână. Băi, nu știu, pentru mine sunt niște amintiri așa. Băi, uite, nu e așa rău. Nu pot să spui că e așa rău.
dacă lăsai prima și prima dată, când am dat prima dată rec la cameră, da, aia era. Dar asta e după 10 încercări. Aveam ticurile astea nervoase, cu mâinile, cu frecatul, cu nu știu ce. Da. În vlogul ăsta nu se vede, dar imediat următorul vlog am început cu... Salut! Așa făceam. Mereu când dădea drum la cameră, dădea cu poclitor așa. Băi, spărgeam urechile la oameni și băi, nu mai băi, nu mai da, așa că mă enerva pe mine, mă ream, mă nebuneam. Fă alt, dă, ce nu începe așa? Salut, eu sunt Danu. Bă, ideea este că eu, sincer, sunt foarte mulțumit de parcursul pe care l-am avut pe YouTube. Băi, oricum, aici o să ai mereu de învățat, niciodată nu o să zici, bă, gata, am învățat. Nu, niciodată. Mereu o să fii ceva. Adică eu văd chestia asta și la Bogdan, după atâția ani, după 6-7 ani. De zile, gândiți-vă. Încă l-aud după câteva vloguri, băi, chestia că aici trebuie să facem așa, că e mai bine. Adică... Mereu învăț, mereu îmi dau seama pe parcurs, în fiecare an am învățat ceva din YouTube și eu zic că ușor, ușor așa. Băi, dacă muncești și te dedici, clar trebuie să-și înveți din lucrul ăsta. Țin să vă mulțumesc din suflet, am o comunitate super. Dar lasă și asta acum, să mă adărâme. Lasă așa și asta acum, să mă adărâme. Deci ca să vedeți, după un an de zile mă bucur. Ca să vedeți, da, de nu tăia, lasă să mă adărâme. Am o comunitate super unită, am susținerea lor, când am nevoie de idee și le cer sfatul, mă ajută și primesc foarte multe lucruri în mesaje pe Instagram. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine și... Așa, lasă așa, lasă aici, lasă așa, să bată lumea. Băi, dar tași, bată lumea, cât din banat n-a metești după un an. Băi, n-am istepă după 7. Nu mai zic, tai asta, ca să o tai, nu lași asta. Da, trebuie să aibă și el ceva pe vlogul ăsta să se încurce. Eu? Da. Cred că am fost atent, băi, am cam mai prins. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și o să-mi fiți în continuare mulți dintre voi. Anul ăsta, fraților, suntem deja la 186.000, suntem pe 8-a 4-a, până pe 12-a 12-a 2021. 300? Vreau să ne propun 400. Aaaa, ai început cu astea, vezi că nu-mi place când începe așa. 400, eu zic că e un gol super, super accesibil din punctul meu de vedere. Așa se întâmplă când nebunești. Cred că o să fie un an foarte frumos pentru mine din punctul ăsta de vedere. O să am când mai țin așa mult în casă, da. Cred că fac rădăcini. Sunt chestii care nu țin neapărat de noi, cum e și pandemia asta, dacă ne mai închide de o dată de 2-3 ori, cum a făcut anul trecut. Sperăm să scăpăm vara asta. Nu o să am ce vloguri să fac, pentru că deja vremea ne pune piedici, nu putem filma afară și... În casă nu putem să facem prea multe. În casă nu mai am idei, băieți, așa că ce pot să zic. Ăsta a fost vlogul nostru de astăzi, băieți, reluăm puțin energia, data viitoare revenim cu un challenge sau cu o provocare, ceva făcut între mine și Bogdan, pentru că chestia asta cu reacționez la vlog așa nu prea ține de mine, nu prea am făcut chestii de genul pe canal. Până data viitoare, Bogdan, Danu, vă salutăm și vă pupăm, ceau!